Crăciunul și anul nou se apropie cu pași repezi, iar în această perioadă vor fi puse la vânzare produse pirotehnice, mai mult sau mai puțin zgomotoase, care, dacă nu sunt folosite corespunzător, pot pune în pericol siguranța corporală sau chiar și viața celor care le utilizează. Prezent în miercuri 8 decembrie, în emisiunea La Subiect, difuzată pe 1 TV Deva, Adrian Bozdoc, inspectorul șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă Hunedoara, a anunțat că reprezentanții instituției vor face control la comercianții de produse pirotehnice. În plus, Adrian Bozdoc a făcut și un apel la populație ca în cazul în care constată unele aspecte dubioase legate de produsele pirotehnice să anunțe ITM pentru ca inspectorii să ia măsurile care se impun. Nu vom lăsa garda jos și pe asta vă asigur că niciunul dintre colegii mei nu vor lăsa garda jos în perioada următoare. Mai vreau să spun doar o singură chestiune legată de ce înseamnă luna decembrie și începutul lunii ianuarie. Avem o campanie și contăm pe sprijinul cetățenilor din județul Hunedoara pentru verificarea articolelor pirotehnice care se vor folosi în domeniul la nivelul sărbătorilor de iarnă. Și dacă telespectatorii dumneavoastră și locuitorii județului Hunedoara descoperă că acei angajatori care folosesc spre vânzare aceste produse nu respectă legislația, să vină spre noi. Noi o să facem verificări zilnic la acești comercianți de articole pirotehnice, astfel încât să nu avem niciun fel de accident la nivelul județului Hunedoara în luna decembrie și pe perioada sărbătorilor de iarnă. Produsele pirotehnice pot fi folosite doar de către persoane cu vârsta de peste 16 ani, în această categorie fiind incluse scântei, pocnitori sau confeti, chibrituri detonante, pocnitori de Crăciun, bețișoare, bengale sau gerbe, nerespectarea acestor prevederi ducând la amenzi cuprinse între 5.000 și 7.000 de lei. Aceste produse pot fi folosite doar în unele intervale orare și în anumite locații, iar nerespectarea acestor prevederi duce la amenzi cuprinse între 3.000 și 6.000 de lei, indiferent dacă este vorba despre persoane fizice sau juridice. În cazul comercializării fără drept, orice depășire a categoriei aprobate sau vânzarea către cei mai tineri de 16 ani, intervine răspunderea penală, cei în cauză fiind pasibili de pedepse cu închisoare, la fel ca și în cazul producerii unor nedorite accidente.